Salut tuturor și bun găsit la Eu Joc Dead Cells! Haideți să vedem cu ce se mănâncă jocul ăsta. Acesta este un vid de tip prime impresii. Vă arăt jocul, vă zic impresiile mele și voi decideți dacă merită atenția voastră să-l jucați sau nu. Ce este asta? Evident este un action platformer, hack and slash, pixelat, bineînțeles. Aproape că l-aș numi Dark Souls-like, în sensul că este neîndurător, da? De asemenea are elemente de roguelike și Metroidvania presărate prin el pentru a vă face viața cu atât mai murdară. Ce înseamnă asta? Ei bine, e un joc de explorare, are mobi și nivele generate procedural și randomizate, stil Metroidvania, deci de fiecare dată, iar în maniera roguelike, de fiecare dată când mori și vei muri, fii fără grijă, vei începe jocul de aici, fix de aici. Deci asta este startul jocului. Pierzi absolut tot progresul cu personajul, toate armele și tot ce ai colectat și trebuie să o iei de la capăt. Doar că, ca multe alte roguelike-uri, există și un sistem persistent de unlock, de upgrade-uri, ce le vei putea purta în playthrough-uri succesive, da? Și anume chestiile astea ce mi le arăt aici. Astea sunt rețete de arme, tot ce am colectat jucând jocul până în acest moment. Ce înseamnă rețete? Sunt iteme ce le poți obține, ai o șansă randomizată de a le obține de la mobi în timp ce joci și aceste rețete vor înloca, ei bine, arme sau iteme ce vor avea o șansă de drop în playthrough-uri ulterioare. Nu le vei putea crafta exact ce-ți dorești, cum faci de exemplu la Blacksmith într-un joc gen Diablo, doar că vor fi disponibile la vendori specializați presărați prin nivelele jocului și ca drop random de pe mob, evident. Aici avem unul din cei câțiva NPC ai jocului foarte interesanți, toți au chestii foarte tongue-in-cheek de zis, da? Are un umor deosebit jocul ăsta din punctul meu de vedere. Și foarte snarky, așa, știi, foarte cinic. Și de asemenea, funcția acestui NPC-ul practic este de a-ți ține staturile, mai ales de câte ori ai murit, pentru că vei muri de foarte multe ori. Ușa aia nu știu încă ce face, dacă face ceva n-am apucat încă să o unlockez. Cum vedeți în multe jocuri de tip Metroidvania, atât nivelele cât și feature-uri specifice ale jocului, cum ar fi această ușă blocată, vor deveni accesibile pe măsură ce explorezi și eventual învingi boss, da? Nu ai toate, chiar dacă nivelele sunt generate procedural, nu ai toate părțile din nivel accesibile imediat cum pornești jocul. Deci va trebui să farmezi, să mori, să o iei de la capăt și astfel să înlochezi zone noi cu bonusuri mai mari. Dar vom vorbi mai mult odată ce vom ajunge să prezentăm niște exemple. Avem aici una din 3 arme posibile de start. Acestea, ca orice altceva, sunt complet randomizat generate și de asemenea le ia din oala de iteme înlocate, deci de aici, da? Sau, mă rog, din pădurea de borcane, ceva de genul ăsta. Deci avem de ales într-o armă melee rapidă, Twin daggers, da? Cu crit, hit bonus. Un Frost Blast. Frost, ca și școala de magie, este o chestie extrem de potentă în acest joc, vă recomand dacă îl jucați. Sau un scut banal. Deci vom lua, evident, două din cele 3 arme și anume Frost Blast-ul, foarte Son Goku, așa, Dragon Ball, animația asta. Și de asemenea daggere, care dau destul de repede. Dacă, să zicem, că aș fi luat o sabie de 2 mâini, aceea evident era mai înceată. Puteți echipa 2 arme în sloturile X și Y, evident. Doar 2, nu puteți mai mult de 2, deci nu voi la scutul ăla. Aveți un slot specific sau am un slot specific pentru poțiune de viață pe left button. Evident îl joc jocul ăsta cu controllerul, nu-mi imaginez că ar putea fi jucat foarte bine cu tastatură și mouse. Genul acesta de jocuri sunt destinate controllerului. Iar pe left trigger și right trigger vom luta și folosi anumite gadgeturi, cum le spun eu. Veți vedea la ce mă refer, cum ajunge. Și ăștia sunt mobii. Jocul i-am și înghețat și i-am și spart. Jocul nu duce lipsă de tipuri de mobi. Are... Ok, hai să escapăm ăsta, se pare că n-a prins cu săgeata arcașul. Are o gamă variată de nivele. Nivelele în sine sunt generate procedural, doar că fiecare nivel are propria sa tematică, da? Și odată la câteva nivele ai de-a face cu un boss major, cu șansa de a putea farma și boss minori, să le spunem, sau elite. De fapt, are și elite și boss minori, sau campion, dacă vreți să-i numiți așa, nu știu exact cum se numesc, în interiorul nivelelor. Toate chestiile astea sunt generate complet randomizat, doar boss și major sunt, stas de fiecare dată. Am găsit un upgrade. Ce fac chestiile astea? Ei bine, sunt upgrade-uri temporare chestiile astea. Nu le vei putea purta în playthrough-uri succesive și îți cresc una din cele 3 școli de talent, hai să le spunem, sau nu știu, tieruri de talent la care are acces personajul tău, sau cele 3 staturi importante, și anume brutalitate, ce se bazează pe damage melee, tactică, ce se bazează pe damage range sau vrăji, și survival, ce se bazează pe, evident, pe scuturi și pe supraviețuire. Voi merge cu brutalitate deocamdată, să merg mai mult, să am mai mult damage pe daggere. De asemenea, observați de fiecare dată când folosești unul din aceste scrolluri, îți regenerează o cantitate de HP. Dacă îi sari cu double jump în jos, deci chestia asta unui mob, ai o șansă de stun. De asemenea, dacă spargi uși, treci prin ele, poți face stun și ăsta a dat drop un kebab, și dacă mâncăm kebabul putem să ne regenerăm niște viață. Chestiile astea sunt portaluri de acces rapid. Bineînțeles, vor expira odată ce vei muri și o vei lua de la capăt, totul se va regenera și re-randomiza, ca să zicem așa, în materie de nivele, dar odată ce ești în playthrough-ul unui, sau într-o sesiune de joc, dacă vreți să numiți așa, puteți folosi chestiile astea pentru a vă mișca rapid și a evita dificultăți de la o locație în alta. Goldul, observați, se adună acolo gold și deasupra avem acea sferă argintie. Goldul este folosit pentru a înloca ușile acestea, ce ascund, evident, diferite iteme. Avem primul gadget, o grenadă magnetică, ce funcționează cam așa, evident face damage și trage toți inamicii din zonă în ea. Toate gadgeturile au un cooldown, da? Ce poate fi redus omorând mobi. De asemenea, goldul mai poate fi folosit la vendori. Hai să vedem cum e asta, observați. Nu face foarte mult damage, dar afectează o groază de idioți de ăștia. Și de asemenea, ăsta e doar gold, pur și simplu. Și de asemenea e un lucru foarte bun și crowd control, imaginez. Observați că am spart ușa asta, le-am făcut stun mobilor. Observați? În momentul în care le-am spart ușa în cap. Asta mi-a fost utilă pentru că am făcut stun tipului aluia ce avea un scut. Tipii ăștia cu scut, ia să îl aștept, deci nu pot să-l ating, da? Decât dacă aștept să facă charge înspre mine, după aia fac un evasion și îl iau pe la spate. Ok, avem mai multă brutalitate, vreau mai mult damage pe arma melee. Am înțeles că ideal jocul ăsta ar fi să-l joci ranged. Probabil este un sfat înțelept, din simplu motiv că evident nu stai acolo în mob să primești damage, mai ales în cazul boșilor. Și aici avem primul nostru vendor. Există câte un singur vendor, locația sa este complet randomizată în fiecare nivel. De la el poți lua, dacă ai goldul necesar, evident, niște upgrade-uri sau niște arme complet noi din cele ce le-ai unlocat în playthrough-urile anterioare. Hai să luăm un Frost Blast, pentru că este de rancul 2, e mai bun decât ce am eu. Și cam asta ar fi ideea. Sferele acelea argintii ce au... deci dacă îl îngheți pe ăsta, se pare că tot nu-i pot face damage prin scut, dar după aia, dacă îl îngheți, pot... ce sunt chestiile alea? Cred că sunt ale mele. Sunt... sunt niște chestii date de un... Există posibil. Yeah, a swarm of biting worm scrolls from your victims. Deci un fix pentru Frost Blast-ul de rankul 2. Este epic, observați că e mov textul. De asemenea, evident că există și arme legendare ce sunt foarte, foarte bune în acest joc. Dacă ai șansa, asta e doar gold. Dacă ai șansa să obții... Ah, și asta am găsit intrarea spre nivelul următor. Deci hai să mergem. Dacă ai șansa să obții niște legendare, te va ajuta să progresezi mult mai mult. E, între două nivele, indiferent care vor fi ele, va trebui să treci pe la chestia asta. Ăștia sunt niște NPC-i unde poți vărsa niște resurse. Dacă mori fără să completezi un nivel să ajungi aici, atunci vor fi permanent pierdute. Care este diferența dintre tipii ăștia și ce găsești în cadrul în cadrul nivelelor propriu-zise, este că ce investești aici vor fi considerate upgrade-uri permanente de cont, dacă vreți, și vor fi păstrate în playthrough-uri ulterioare, da? Tipul ăsta primește cells, cum scrie acolo. Astea sunt orburile acelea argintii ce le-am colecționat până acum, sau albastre, cum azurii, cum apar acolo deasupra goldului, și dacă ar fi să le compar cu ceva, sunt asemănătoare Souls-urilor ce le colectezi din Dark Souls. Cu ele poți înloca diferite bonusuri permanente, după cum puteți observa aici. Dacă apăs Y, putem vedea tot ce am înlocat până acum, să farmezi mai mult gold, să ai șansă de random starter, shield, bow sau melee weapon mai bună și tot felul de alte năzdrăvănii. Ok, eu lucram la recycling, ce îmi permite să obțin mai mult gold reciclând iteme. Itemele de start nu pot fi reciclate, dar veți vedea imediat la ce mă refer. Și odată ce am consumat toate cellurile, acum am alocat accesul la al doilea vendor, ce îmi permite să selectez unul din aceste buff-uri. Aceste buff-uri sunt temporare, sunt doar pentru acest playthrough, dar mă vor ajuta destul de mult. De asemenea, putem consuma gold pentru a practica respecializa. Voi merge cu Necromancy, ce este o mutație. Aceste buff-uri se numesc mutații, o mutație de survival și care îmi regenerează 2 HP după fiecare inamic mort. Nu e mult, dar atâta cât mă ține în viață, orice chestie contează. De asemenea, dacă ne uităm la malderul ăsta de cadavre, comentează tipul ăsta extrem de cinic că parcă ar fi cadavrul meu, dar și după aia își dă seama, stai, chiar e cadavrul meu pentru că am murit o groază de ori până în acest moment. Deci jocul este foarte conștient de propria ironie că tipul ăsta moare în repetate rânduri și că de fiecare dată o ia de la capăt și încearcă din nou să ajungă mai departe. Element clasic de roguelike. Și acum intrăm în al doilea nivel propriu-zis și odată ce vom lua niște iteme, vă voi arăta și ce înseamnă disenchant-ul, să-l spargi în bucăți, deci să-l spargi de fapt în gold. Există și elemente de platforming, cum sunt chestiile astea și aceste elemente de platforming doar, să n-aveți idei ca și cum nu ar durea. Avem aici și lifturi foarte interesante și aici avem un nou scroll ce îmi permite să upgradez ori tactical, ori survival. Voi merge mai... nu știu, să merg pe tactic, hai să merg pe tactic să-mi upgradez un pic Frost Blast-ul. Ușa asta e foarte interesantă, sunt aceste uși ce sunt blocate pe timp, da? Ideea este că dacă faci un run foarte rapid, ai șanse la bonusuri suplimentare pentru că prinzi aceste uși deschise. Dacă te lălăi, atunci le vei prinde blocate, evident. Observați că, dacă ne uităm aici în inventar, avem încă un slot ascuns, ce nu-l vedem în interfața normală a jocului, de neck, deci collar, îți pui un medalion, ce îți va da niște parcuri bonus și de asemenea acolo în secțiunea aia din dreapta în jos vom vedea că avem practic toate buff-urile sau bonusurile ce activează la un moment dat pe personaj. Ce vreau să zic este că toate gadgeturile și toate armele, observați că background-ul lor este color coded. Asta înseamnă că îți arată exact care din staturile, cele 3 staturi primare va avea impact asupra acelei arme. Unele din aceste arme sunt influențate de două staturi, da? De exemplu, daggerele sunt roșii, deci se bazează pe Brutality. Frost Blast, evident, e ranged, deci este mov, se bazează pe Tactics. Și Magnetic Grenade, dat fiindcă are un border roșu, tot pe Brutality. Să-l boșim pe ăsta, n-am cam făcut exact în direcția care nu trebuia. Tipii ăștia trebuie să înghețați foarte repede pentru că sunt extrem de periculoși. Se teleportează după tine, e un nou tip de mob ce apare în nivelul ăsta. Deci mobii și tematica levelurilor sunt sunt previzibile, da? Ce nu este previzibil este organizarea nivelului, da? Din simplu motiv că acel element este randomizat procedural, da? Și posibilii mini-boși sau posibilele elite, ce doar al dracu de mult, odată ce le întâlnești. Ok, nu mai avem absolut nimic aici. Super, hai să mergem mai departe. Foarte greu. Scuze dacă mă repet sau mă mai bulbui, dar este destul de greu, e un joc foarte greu de jucat și este destul de greu să comentezi, să joci în același timp, dar încerc. Chestia asta e un totem de teleportare. Asta e unul din elementele... Wow. Nu poți fugi de tipii ăștia cu săbii, așa că mai bine îl îngheți. Și încerc să mă ocup de prietenii lui. Observați că a început să mi se și regenereze viața, odată ce omor de ăștia. Iar ăștia sunt protejați de un totem de acesta ce le dă scut. Auci, auci, auci. Wow. Bine că am popit pe ea, că exista șansa să mă omoare. Ziceam de totemul acela de teleportare. Ăla este unul din elementele Metroidvania ale jocului și anume nu-l poți folosi în momentul... Nu poți folosi în momentul în care începi jocul. Va trebui, e unul din elementele ce îți înlochează accesul la zone noi, dar care inițial sunt blocate și înlochezi accesul la ele odată ce joci jocul. Auci, asta trișează. Și-a schimbat ruta de charge. Ok, după ce făcusem rolul. Ok, de obicei, hai să ne refacem un pic viața, de obicei acele elemente, cum ar fi totemul acela, le înlochezi odată ce învingi anumiți mini-boși și îi poți găsi randomizat în nivele. Așa, hai să vedem, deci ideea e să farmezi. Asta e ideea și acestea sunt puncte de acces rapid pentru a scăpa de chinul de a parcurge un drum destul de lung și anevoios. Poți folosi chestiile alea. Hai să ne uităm și la statuia asta. Plin de comentarii foarte haioase jocul ăsta. Astea sunt chestii din orice le putem găsi complet randomizat. Poți selecta una din două reward-uri. Hai să ne luăm, de fapt asta e un, da, e un upgraded dagger. Sincer, voi vrea upgrade-ul. Observați, nu putem vinde acest item, chiar am încercat, dar fiindcă este itemul de start, nu poți vinde iteme de start din rațiuni probabil economice, spunem așa, să nu trișezi. Dar itemele normale le poți. De asemenea, aceste liane sunt alte elemente ce le-am înlocat ulterior. Nu le puteam folosi odată ce am început jocul, da? Deci sunt niște... Wow! Ok. Să trecem peste chestiile alea, sunt foarte proste platformele. Mai ales când vine vorba de nenorocirile astea cu... Îngheață-i! Wow. Trebuie să-mi refac. Deja mi-am consumat. Hop. Deja mi-am consumat a doua. Trebuie să scăpăm de asta că e periculos. Partea proaste cu ninja ăștia, două săbie, că una la mână... vreau să sar prin chestia aia, dar mă gândesc că nu e de la ce, nu pot sări. Ok. Nu numai că sunt, se mișcă foarte rapid și dor, dar sunt... Să încercăm să facem agro pe ăsta. Observați? Dar se și teleportează după tine. Aici avem un totem de acesta, ce le dă imunitate mobilor din zona asta de influență. Îți poate strica ziua destul de dacă nu-l prinzi la timp. Au. Să sunt prost la fazele astea. Wow! Ăștia sunt cam overpowered. Dor o groază. Și... sunt și foarte mobili datorită teleportării. Am mai găsit niște chestii de-astea. Hai să vedem, ne bufăm tacticile și de asemenea îmi regenerează și un pic HP de fiecare dată când iau un scroll de ăsta. Și avem aici un alt dungeon. Acesta cu tot felul de chestii care dor pe băți. Chestii pe băți care dor. Așa le numesc. Asta e o chestie ce n-am descoperit încă cum se trece. Observați că e prea sus. Deși am double jump, e prea sus zidul ăsta ca să pot trece de el. Mă gândesc că e posibil să putem înloca ceva mai târziu în joc să-mi permită să trec poate un wall running sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact. Cam aici ar veni cum s-a întâmplat și cu lianele și cu totemurile acelea de teleport. Deci momentan zona aia mi este interzisă, practic. Până nu ajung un pic mai departe în joc. Încerc să... posibil să joc un pic mai strategic. Să scăpăm de idioții ăștia și hai aici. Ok. Totemul ăla de damage. Și de ăștia, observați cât de greu e jocul, de ce îl consider așa un fel de Dark Souls. Foarte greu. Mobii, dacă nu, hai să mai punem puțină supraviețuire. Mobii, dacă n-ai grijă ce faci, te pot rezolva extrem de rapid. Nici măcar nu trebuie să fie mini-boși sau elite. Boșii sunt al dracu de ai dracu, deci până în acest moment nu știu dacă vom ajunge în sesiunea asta de joc, dar nu am reușit să trec de primul boss major. Este atât de greu și este clar axat în jurul ideii de damage range, da? Deci nu prea e indicat cu primul boss să-l abordez cu armă mea. Chiar deloc. Deci mă gândesc că în scurt timp voi decide să trec pe armă melee. pe armă ranged, scuze, dacă găsesc, dacă voi avea noroc și voi găsi vreuna. Aici avem încă un vendor. Oh, nutcracker, lol. Hai să schimbăm... Na, n-am destui bani. Mai și 2 scuturi. No. Nutcracker îmi împarte ciocanul de 2 mâini. Dar nu-l pot folosi, din păcate. Adică, că nu-l pot folosi, nu-l pot cumpăra. Ok, asta e. Stai că mai avem o zonă neexplorată mai sus. Explorarea... A, nu. Nu mai mă încumet cu toți. Țepia aia. Ok, mergem mai departe. Caut să găsesc ieșirea din acest nivel, pentru că cred că am... cred că aș fi destul de... Ia să vedem chestia asta. Are vreun efect asupra lui? Are, dar nu prea. Oh, acolo. Ah, ok, l-am aruncat și a făcut boom. Acolo era totemul. Hai să ne snupim pe ăștia pentru că putem. Ar trebui să fie destul de în regulă. Și am omorât și criza aia sau ce era. Observați cât de util este efectul de frost în jocul ăsta, extrem de util. Și am găsit, practic asta eu recunosc, este, chestia asta nu e randomizată, este de fiecare dată cam așa, asta e ieșirea din nivel, numai că avem un nivel bonus aici accesibil, din simplu motiv că am înlocat aceste totemuri, dar până în acest moment nu avem acces la zona asta, da? Dacă mergem cu liftul acesta pe aici, să vă și arăt, atunci aici avem acces la următorul nivel standard, la Ramparts. Dar zic, hai să mergem un pic să vedem, e prima dată când merg pe aici, deci s-ar putea să o pun, să mergem un pic să vedem care e treaba cu osoarul, sună destul de interesant. Foarte grim jocul ăsta, foarte heavy metal, așa, cu foarte multe chestii antede și nasoale. Wow! Asta e zona de cumpărături, arată destul de bine. Ce aș mai putea să investesc? Endless Quiver, eu știu, adică să nu mai ai nevoie de săgeți, arcurile au săgeți limitate. Eu știu ce să zic, hai să încep să-l cumpăr pe ăsta, deși mi se pare un element de... design destul de interesant să ai săgeți limitate. De asemenea, observați că tot ce investesc, toate souls-urile sau cells-urile mai degrabă ce le investesc aici, astea vor fi upgrade-uri permanente, cum aș zis. Pe când astea sunt temporare. Deci hai să vedem... Cred că voi merge cu mai multă supraviețuire, cu Dead Inside. Asta evident că înseamnă că am mai mult HP, totdeauna este o chestie mai bună, am 2 mutații până acum de supraviețuire, am 2, am senzația că voi avea nevoie și folosim chestia asta pentru a regenera atât charge-urile pe flascul de viață, pe poțiunea de viață, cât și, evident, cât și regenerarea full a HP-ului, da? Interesant este că chestia, acel alambic este complet opțional, da? Dacă uiți să faci click pe el și te grăbești, există posibilitatea să intri în următorul nivel cu viață la sfert și fără poțiuni, ceea ce va însemna o moarte mai rapidă decât în mod normal. Foarte interesant nivelul ăsta, n-am mai fost niciodată pe aici. Evident, este o ușă și blocată pe timp. Trebuia acum 6 minute să fim aici. Ne-am lălăit cam mult. Wow, ce să-și dea! Wow, ho, ho. Nu-mi place ce faci. Și m-a omorât. Nu știu ce e ăla. Nu știu ce e ăla, dar a fost intens. Și în momentul ăsta o luăm de la capăt. De la zero. Cu ce cells-uri am reușit să investim și cu ce am reușit, bonusuri permanente am reușit să înlocăm. Bineînțeles, din păcate, nu mi-a fost... Nu mi-a fost dat, din păcate, să găsesc vreo rețetă de înlocat, altfel v-aș fi arătat cum funcționează și chestia aia. Ce avem aici? Un duplex bow foarte șmecheruț și o Spartan Sandals, este un kick, practic, plus arc. destul de șmecheruță, nu? Și cam asta este Dead Cells, îl puteți găsi 25 de euro pe Steam sau GOG. Întrebarea este, merită? Dacă vă plac acest gen de jocuri, știu că sunt jocuri de nișă. Nu tuturor le place ideea de a muri și de a o lua de la capăt de fiecare dată. Dar este un joc, cel puțin din punctul meu de vedere, al dracului de detective, da? Deci, până în acest punct m-am găsit jucând câteva ore bune și nici n-am știut când a trecut timpul, da? Așa că, dacă vă place ce vedeți, vi-l recomand. Doar că am de făcut câteva observații de care cred că ar trebui să luați cunoștință. Am citit de la cei ce probabil au jucat mai mult ca mine și sunt mai cunoscători că există câteva mici probleme de balans. În sensul că mecanica aceasta de a colecta schematici de arme noi ce vor fi disponibile în playthrough-uri succesive merge împotriva jocului în mod ironic. Dat fiindcă nu-ți poți alege, vor Frost Blast. Hai să luăm Frost Blast-ul ăsta, nu-l putem vinde pentru că este item de start. Hai, mergem mai departe. Care este ideea? În mod ironic, cu cât joci mai mult și alochezi mai multe rețete, cu atât playthrough-urile ulterioare vor avea mai multe Roadsword. Sincer, putem să-l vindem. Poți să luăm niște bănuți pe el, cam așa se vinde. Din nou, abilitatea ce o înlochezi cu cells-uri. Pentru că prefer să stau pe arc deocamdată și pe Frost Blast. Deci înțelegeți care este ironia situației în momentul în care... Ok, trebuie să mă concentrez la ce fac aici. La ce zic, nu la ce fac aici. În momentul în care anlochezi, cu cât anlochezi mai multe arme, cu atât ai șanse să-ți intre pe rol în play-uri succesive iteme ce nu-ți trebuie, da? Și nu-ți poți face jocul cu ele. Și nu prea poți, presupun că poți refuza colectarea rețetelor, dar nu poți crafta exact ce-ți dorești. Asta este partea extrem de nasoală, nu? Presupun că pot spune că face parte din joc, da? Este și asta o idee, dar trebuie să ții cont dacă te deranjează chestia asta de acest aspect. Și mai important este o treabă cu care eu pot spune că nu sunt de acord, unde pot înțelege de ce au făcut sistemul de looting de așa natură, da? Că e randomizat. Și mai important pentru mine este un alt aspect, și anume că e probabil singurul joc de acest tip ce are un sistem de scalare a mobilor, da? Ce înseamnă asta? Ei bine, cu cât ești mai puternic, cu atât mobii cu care ai de-a face devin mai puternici. Și într-un joc, o mecanică ca asta poate fi sufletul unui joc de genul hack and slash, cum ar fi Diablo, un joc de genul ăsta nu. Chiar intră în handicap cu astfel de mecanică. De ce? Pentru că jocurile astea se bazează pe faptul că vei muri și vei încerca din nou și pe măsură ce tot vei muri și încerca, aduni iteme mai bune ce îți vor face viața mai ușoară, da? În acest moment, cu această mecanică, practic, ideea asta, caracteristica acestui gen de jocuri, devine nulă. Și evident este și de ce. Pentru că dacă mobii vor deveni mai duri cu cât vei avea echipament mai bun, evident acel echipament mai bun va fi compromis. Și șansele tale de a reuși să progresezi în interiorul unui nivel, repetându-l și adunând gear mai bun, practic vor fi mai mici și vei suferi un handicap. Și nu am întâlnit niciun alt fel de joc de acest gen unde să existe mecanica asta și pot înțelege de ce a supărat pe destul de multă lume, deci e un lucru la care ar trebui să fiți atenți. În rest, Jocul are un combat și o fluiditate a mișcărilor și un control extrem de precis și de satisfăcător. Este un joc al dracu de bun în ce își propune să facă și eu vi-l recomand dacă vă place acest gen de jocuri și vă place ce vedeți aici, evident. Mulțumesc pentru vizionare, sper că acest clip v-a fost util și informativ. Dacă întotdeauna nu uitați să lăsați un like și să considerați abonându-vă pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale din gaming și nu numai. Mulțumesc pentru vizionare și bye bye!